Semănați potrivit cu neprihănirea și veți se potrivit cu îndurarea. Amin. Fraților și surori, haideți în dreptul semănatului și al secerișului spiritual să zăbovim asupra cărții Osea. Este o carte frumoasă, minunată, deosebită. Și Haideți să ne uităm puțin la ceea ce Domnul vrea să ne transmită astăzi. Sunt multe probleme în biserică, nu numai între a noastră, ci în multe biserici. Noi trimitem bilețele de multe ori și dorim ca Domnul să rezolve problemele, dar Domnul așteaptă de la noi să rezolvăm și noi anumite probleme. Pentru că, vedeți, dacă s-ar întâmpla ceva, presupunem, te duci pe un drum. La un moment dat, drumul tău nu mai este șosea, ci este un drum de țară, drum de pământ și începe să plouă. Tu te duci în continuare. Drumul tău începe să coboare. Te duci în continuare acolo. Inevitabil o să începi să aluneci. Dacă ești cu mașina, poate o să derapezi. Dacă ești pe jos, la fel. Și dacă se va întâmpla cumva în drumul tău să apară o prăpastie sau o groapă, inevitabil te vei duce spre ea. Domnul transmite bisericii de astăzi un mesaj foarte clar, foarte concret și anume legat de semănatul și de seceratul spiritual. Spune versetul următor, versetul 13. Dacă ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat Rodul minciunii. Ori fraților și surori, atunci când noi trimitem bilete la amvon și spunem, rugați-vă pentru mine că sunt foarte bolnav, s-ar putea că ești bolnav din cauza ta, nu din cauza Domnului. Am auzit oameni care au spus, frate, frate am fost bolnav de stomac, și Domnul m-a vindecat și ca să verific cum m-a vindecat, Domnul zice, m-am dus și am mâncat o tablă de slănină și am mai mâncat nu știu ce și până la urmă omul a ajuns iarăși bolnav pentru că și-a bătut joc de templul Duhului Sfânt care l a dăruit Dumnezeu. Sunt alții care Domnul a scris în scriptură șase zile să lucreze omul și a șaptea zi să se odihnească pentru că și Dumnezeu a făcut așa ca să ne dea un exemplu în timpul Vechiului Testament. Copiii lui Israel care nu respectau ziua de odihnă erau omorâți cu pietre. Astăzi ne omorâm noi, fraților și surori, fără pietre. Că muncim din zi în noapte și știți cum facem? Așa cum mai face cât un român electrician, că românii de obicei fac treaba asta, atunci când vede că are multe aparaturi electronice și electrice în casă, merge și pune în loc de siguranță o bucată de metal ca să țină. Și la un moment dat când vine un suprașoc, bucata aceea de metal se topește și împreună cu ea toată instalația. Și trebuie omul să meargă să spargă pereții și să repare ce-o stricat cu mintea lui, că el și-o stricat. Nu poate să stea să zică, Doamne ajută-mă acum și repară Tu instalația. Asta nu se poate niciodată, pentru că El a făcut lucrul ăsta. Și exact la fel noi, care nu suntem o clădire făcută din beton și nici din cărămidă și nici din beceac, ci suntem templul Duhului Sfânt, muncim, muncim, muncim și punem în loc de siguranță, care Domnul a zis că este ziua de odihnă punem o cafea, două, zece cafele dacă e cazul și punem acolo un fir gros și când numai vin bilete la amvon, rugați-vă pentru fratele cu tare că a ajuns la spital. Dar ce cu el? Inima, probleme cu inima. Doamne, ai milă de omul ăsta care are probleme cu inima. Dar tu n-ai milă de tine dacă ai probleme cu inima. Du-te, omule, și te culcă dacă Domnul a zis că noaptea e creată pentru cei care trebuie să se odihnească. Observați, fraților și surori, că sunt lucruri sunt doar exemple așa care le-am cules din uh, memoria mea. Sunt lucruri în natura aceasta care le-a creat Dumnezeu să respecte acest principiu. Și anume principiul seamănă și culege. Ori în lumea spirituală este exact la fel. Primitem bilete la amvon și spunem, fraților, rugați-vă, am un copil și copilul meu s-a dus în lume, nu mai vrea să audă de Domnul și așa mai departe. Și vine Domnul și zice, Măi omule, dar tu în familia ta ai avut o oră de rugăciune cu copiii. Ai luat Biblia vreodată, să o citești? Te-ai purtat frumos cu soția ta, cu soțul tău, ca Domnul să vină și să rezolve situația familiei tale pe viitor, nu în prezent. Pentru că, vedeți, noi, prin ceea ce facem, semănăm și vom secera într-o zi, dar problema este ce vom secera. Aici e marea întrebare, aici e marea durere. Pentru că vine Domnul și zice: Depinde de tine ca să-ți mântuiești familia ta vin mulți cu versetul acela din Timotei și spun femeia va fi mântuită prin naștere de fi. Ori fraților și surori, haideți să fim serioși. Sara a avut un copil, n-a avut copii. Va fi mântuită sau nu va fi mântuită Sara? Haideți să fim serioși. Când citim Biblia, ori scrie acolo în Timotei, va fi mântuită prin naștere de fi și este dacă, este o condiție, dacă ei vor stărui, adică prin stăruința copiilor se va vedea pocăința mamei, fraților și surori. Și atunci și ea va fi mântuită împreună cu copiii ei, cum scrie în Iosua, iată eu și copiii care mi-a dăruit Dumnezeu. Haideți, fraților și surori, să citim Biblia așa cum trebuie și nu cum vrem noi. Amin? Domnul să ne cerceteze. Ori principiul acesta seamănă și cu lege sau al semănatului și al seceratului din Osea, dacă le extragem noi, deducem niște lucruri foarte importante și practice, am luat lucruri practice, pentru că, vedeți, putem intra să vedem ce s-a întâmplat cu evreii de atunci, ce a fost, ce n-a fost, asta nu ne interesează foarte mult, fraților și surori suntem și noi în lumea aceasta și în vremea aceasta oameni în epoca în care crește cunoștința, dar dragostea scade și credința la fel. Ori Dumnezeu ne cere din toată inima să-l cunoaștem pe El. Amin. Și apoi ne va crește și dragostea de El, și ne va crește și credința și atunci se vor face și minuni. Fraților și surori, scurt așa. Haideți să vedem de ce Dumnezeu recomandă un ogor nou. Ca scurt, așa, din versetul 12. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți se cera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. De ce, Doamne, îmi cer mie să-mi desțelenesc un ogor nou? Primul lucru, primul răspuns. Pentru că vedem de multe ori roadele, roadele, acestui ogor care se numește de multe ori inima noastră și e, e, extins așa Biserica Domnului din Albini. Pe noi ne doare de Biserica de aici. Fraților și surori, altă dată, aici în biserică era un clocot. Dacă cineva venea să audă de la ușă, credea că e o oală în care clocotesc amin și aleluia. Acum așa stăm, fraților și surori, și știți ce mă mir? Cei care merg la fotbal și strigă acolo de devuiesc tribunele, pe a nu-i doare gura să strige, dar pe noi ne doare inima să strigăm. Dar când suntem aici, suntem ei și tăcem. Când suntem acasă, suntem lei și strigăm la copii și la nevastă. Oare nu, 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 nu cumva am ajuns noi într-o situație în care Dumnezeu se supără pe noi? Uite ce spune Biblia, de ce să am un ogor nou? Pentru că văd roadele și în Ieremia, în capitolul 4, cu versetul 3, spune același verset, dar mai adaugă ceva, desțeleniți-vă un ogor nou și nu se mănați între spini. Noi vedem spinii fraților și surori și Domnul vine și identifică acești spini și spune îngrijorările, Bogățiile, plăcerile lumii, ăștia sunt spinii care ne înconjoară pe noi, și Domnul zice: De ce să, să ai un ogor nou? De ce să-ți desțelenești, Ce înseamnă să-l desțelenești? Înseamnă că ogorul tău, inima ta, era altădată așa de deschisă pentru cântare. Auziai doar un verset și imediat izbucneai în lacrimi. Auziai un cuvânt rostit de cineva și te umpleai de bucuria lui Dumnezeu. Dar inima ta s-a înțelenit. A început o buriană, a mai venit încă una și s-a făcut unitate de burieni în inima ta. Inima ta nu mai este ca altă dată. Inima ta nu mai dorește pe Domnul ca altă dată. Inima ta este o inimă înțelenită, este un ogor înțelenit. Și Domnul zice, inima ta s-a umplut de spin. Te-a îngrijorat, te-a îngrijorat și iară te-a îngrijorat. Și inima ta a ajuns saturată, supra-saturată de spin. Dacă vine acum Domnul și îți transmite un adevăr ceva, tu nu mai poți să-l primești pentru că inima ta este blocată. Ori inima ta, frate și soră, s-ar putea, pe lângă îngrijorări, să fie afectată de bogăție ți-au crescut finanțele au început să curgă bani în visteria ta și în pormoneu, în buzunar și în casa ta în momentele acelea nu mai ești sensibil la cei săraci altădată simțeai cu cel sărac și cu cel nenorocit acum îți curge banul și nu mai ai nicio treabă și vine diavolul și te lovește cu o insensibilitate și vine domnul și zice tu trebuie să ai o inimă desțelenită în inima ta au, au venit spini și ți-au umplut-o. Ori spune Biblia, tot Domnul Hristos când vorbește de spini, spune de plăceri, și de ce să nu recunoaștem că acest viac este viacul, este secolul plăcerilor. Este secolul în care diavolul lovește multe familii, fraților și surori. Am întâlnit oameni de la vârsta de 15 ani până la 80 și ceva de ani, loviți de flagelul pornografiei, oameni pe care diavolul i-a lovit cu plăcerile de o clipă de aici. Plăcerile astea despre care spunea fratele Vurbrand că sunt picătură de miere pe un tăiș de brici și când iei picătura te-ai tăiat și începe să-ți curgă sângele și se scurge viața din tine. De ce? Pentru că spune Domnul, uite, deseleniți-vă un ogor nou. De ce, Doamne? Au început să-l umple spini și zice, Domnul, mie nu-mi place. Au început să se vadă roadele și roadele nu sunt bune, sunt spini. Du-te într-un spin și culege roadă, -ai ce să iei dintr-un spin. Ori al doilea răspuns care este extras tot de aici din textul nostru, pentru că lipsesc roadele adevărate. Este legat de primul. Ai roade spin în inima ta, dar în același timp lipsesc roadele adevărate. Capitolul 9 cu versetul 16 din Osea. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat, nu mai dau rod și chiar dacă au copile voi omorâ rodul iubit de ei. Și apoi al treilea răspuns, pentru că viitorul acestui pământ în care lipsesc roadele adevărate și în care sunt spin, este focul. Evrei capitolul 6 cu 7. Ajunge să-i se pună foc și Domnul zice, eu n-aș vrea să fac lucrul acesta. N-aș vrea. Și fraților și surori, rândul așa, mă punctez din Osea. Cartea Osea se leagă foarte mult de un nume al lui Israel și anume Efraim. Așa generalizează Domnul prin acest nume Efraim pe toți cei din Israel, din împărăția de nord de ce a ales Domnul prin Osea, acest proroc ciudat, care este luat de Dumnezeu și trimis să se căsătorească cu o femeie stricată, de ce l-a luat tocmai pe Efraim și l-a pus aici pe paginile cărții? Știți de ce? Efraim înseamnă rodire și toată cartea pivotează, se învârte în jurul ideii de rodire. Israelul nu mai era roditor din punct de vedere spiritual. Așa cum am amintit, aveau spini în inimile lor, din punct de vedere spiritual, nu mai aveau roadele adevărate. Urma să li se pună foc, urma să vină focul pedepsei. Și ca să identificăm mai aproape de latura practică a vieții noastre, haideți să vedem în capitolul 4, cu versetul 17 să căutăm câteva versete în care apare numele Efraim și să identificăm în viața noastră prin ce vine lipsa aceasta de rodire spirituală. Osea 4 cu 17. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Fraților și surori, dacă n-am fi alipiți de ceva anume, încă ar mai fi nădejde că Domnul vine și rezolvă situația. Am întâlnit într-o zi un tânăr și am stat de vorbă cu el, este căsătorit, dar imediat după căsătorie s-a dus la serviciu și el și ea. m au apucat să aibă o unitate în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și a venit o alta, o a doua, nu soția lui. Și a simțit că este o răceală între ei și a intrat acolo, pentru că nu erau alipiți unul de celălalt. De aceea va lăsa omul pe tata și pe mama și se va alipi de nevasta. Ei nu erau alipiți. Și uite ce zice aici Domnul. Din momentul în care Efraim s-a alipit de idol, eu n-am ce să-i mai fac. Lasă-l în pace, zice Domnul. Și completează capitolul 8 cu 11 imaginea asta. Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Ce e aici? materialismul, au ajuns să, să, iubească și pietrele din altare, frate și soră. Și vine diavolul astăzi și ne lovește cu materialismul. Atâta mai este bun azi ce vezi și ce ai. Atât. Ai un aparat electronic, te legi cu inima de el. Ai ceva, ai o casă, te legi cu inima de ea și așa mai departe. Ori Domnul vine și spune mare, mare pericol, caz în idolatrie. Poate că am mai zis aici, era un frate pe care l-am cunoscut, a plecat la Domnul. Și el spunea că un prieten de-a lui, păstor, s-a dus undeva să predice o evangelizare. Și când a ajuns acolo a zis, Fraților, rugați-vă pentru mine că mi-a intrat în inimă un vagon de lemne. Vă dați seama cum și-a lipit omul ăsta, tâmplar era, și-a lipit inima de niște lemne pe care le-a văzut în gară și o zis, ce aș face eu cu astea? Inima lui era lipită și nu mai putea să-l slujească pe Domnul. Ori de ceea ce ți se lipește inima, spune Biblia aici în 4 cu 17, de aceea Domnul zice, știi ceva, te las în pace, tu ești idolatru, tu ai alt Dumnezeu, eu nu mai pot să să fiu Dumnezeul tău. Ți-ai lipit inima de ceva. Fie că e un copil din familie și am întâlnit o, o familie în care sora plângea și îmi spunea, așa de tare mi-am lipit inima de copii încât îi zeificam, îi idolatrizam. Și Domnul mi-a luat pe primul copil și m-am temut să nu mi ia și pe ceilalți. Și mi-am lipit inima de Domnul, că Domnul s-a îndurat de mine. Fraților și surori, uite ce spune aici, idolatria este un păcat foarte mare. Și merge mai departe, în cap Capitolul 5 cu 3 Cunosc eu doar pe Efraim și Israel, nu mi este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit, și că Israel s-a spurtat. Faptele lor nu le îngăduiesc să întoarcă la Dumnezeu lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Uite, duhul de curvie, care dă naval în multe biserici și în multe inimi. Numai zilele trecute eram în corespondență cu un frate de aici, din biserică, și îmi spunea de cineva care nici nu mai vrea să audă de Domnul, de biserică, de rugăciune, de cuvântul Domnului, nimic și de nimeni în lume, pentru că inima lui era alipită de acele imagini murdare. Fraților și surori, să mustre Domnul toate duhurile astea de mizerie morală și să dea afară din biserica lui tot ce înseamnă murdar și să rămână aici aici curăția mielului lui Dumnezeu. Amin? Doamne, cercetează-ne! Și să ne rugăm, fraților și surori, ca Domnul să intervină și să pună în inimile bărbaților în special, am întâlnit și surori, și femei, în inimile bărbaților în special, să pună ură și scârbă față de mizeria asta morală și Domnul să ridice oameni plini de Duhul Sfânt în biserică. Amin? Doamne, cercetează-ne! Al treilea lucru, din cinci, cu 5. Mândria lui Israel va fi martor împotriva lui. Și Israel și Efraim vor cădea prin nelegirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. Vor merge cu oile și lor să-l caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi. De ce? Pentru că s-a îndepărtat din mijlocul lor. Dar de ce te-ai îndepărtat, Doamne? Păi zice, Domnul vede de departe pe cei mândri. Adică, lui nu-i place să se apropie de cei mândri. Și asta e mândria fraților. Și țin minte că de mult, în urmă poate cu 10 ani, a fost o lucrare dată prin Duhul Sfânt în biserica noastră și spunea că diavolul vrea să aducă pomul mândriei și să-l sădească în mijlocul nostru și mult să se alimenteze din el și mult să cadă pe calea lui Dumnezeu. Și uită-te la surori, mândrie. De ce te mândrești cu ceea ce Dumnezeu ți-o dat? De ce nu-ți ascunzi darurile fizice și trupești care Domnul ți le-a dăruit? te duci să te expui în casa lui Dumnezeu, sunt oameni care vin special aici ca să se uite la formele fetelor din biserică și Domnul vine și strigă mândrie, mândrie, mândrie. Și Domnul zice, eu nu sunt în unitate cu așa ceva. Și noi mergem acasă și zicem, Doamne, nu au fost har la Dunare. vai ce rău predicat cu tare. Știți ceva, fraților, scuzați-mă, dar atunci când biserica este în clocot, dacă merge un predicator slab, cel mai slab predicator, ca să predice, îl ia Duhul Sfânt în primire și îl ridică pe aripile slave în fața Bisericii și Dumnezeu vorbește prin El. Era fratele Lazar, venea aici la biserică și predica și de multe ori spunea, simt că Domnul încă nu e așa într-o intensitate mare în biserică, haideți să ne rugăm. Se ruga biserica, se mai ruga odată și încă dată. și la urmă fratele Lazar se ridica, începea să plângă și spunea, știți ceva? Un copil să vie să predice și Domnul tornă, că deja ai deschis cerul. Fraților și surori, haideți să renunțăm la mândrie, amin? Mă duc și am întâlnit și cazuri de astea. Mă duc acolo pe albini că să filmează, să mă prindă și pe mine în tip, cum zic bătrânii. Și vine omul să cânte în față și după aceea fuge acasă și verifică să vadă pe internet dacă cumva s-a filmat în ziua aia. Să-l aibă și el o amintire și să le arate la toți prietenii. Oare asta nu-i mândrie? Mă duc să predic, să le arăt fraților ce știu. Le arăt ce știi tu și Domnul i în altă parte. Dacă în lume mai făcut o fereastră către tine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Amin? Doamne, cercetează-ne! Și predicatorii să-L arate pe Hristos și pe El răstignit. Amin? Doamne, cercetează-ne! Și putem merge cu exemplele mai departe. Lucrul al patrulea de aici, fraților și surori, și mă apropiu de încheiere. Versetul 11 din capitolul 5. Efraim este asuprit zdrobit în judecată. Dar de ce? Căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Uite un al patrulea lucru și sunt multe aici. O să rămână probabil pentru altă dată, avem musafiri. Scriptura adaptată poftei personale. Frate și soră, de ce nu vii la casa Domnului așa cum cere Domnul? Nu-mi place, îmi place cum vreau eu, cum îmi place mie și caut versete în Biblie ca să le adaptez poftei mele. Și citesc pe acolo prin scriptură că împăratul Solomon avea la masă vin și că domnul anunta din cana transforma, nu știu, apa în vin. Și imediat, gata, mie mi îmi place vinul, dă-i copile înainte și bea. Și Biblia spune foarte clar aici, Efraim este asuprit și este zdrobit în judecată vine peste Efraim judecata lui Dumnezeu, căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Și Domnul zice, mare pericol, mare problemă. Acum, fraților și surori, termin doar făcând așa o, o, concluzie. Cum pot eu să-mi deselenesc ogorul nou? Acum am identificat cei pe acolo prin ogor și sunt multe și încă nu le-am găsit pe toate. Cum pot eu să obțin un nou ogor înaintea lui Dumnezeu? privind în trecut. Este această carte frumoasă în care merge Osea trimis de Domnul și prima dată, ciudat, cumplit. să vorbească Domnul prima dată, dar a fost o excepție. Asta nu s-a mai repetat niciodată, niciodată în istoria bisericii. Să se ducă și să se căsătorească cu o femeie stricată. Versetul 2 din capitolul 1. Și merge Osea și priviți acesta este pasul 1 căsătoria. Se căsătorește femeia aceea. Are cu ea trei copii, le pune nume simbolice și după ce are cu ea copii, ea fuge de acasă. Și probabil merge cu prietenii lui. Că scrie aici despre prietenii lui. Domnul se uită la Osea în capitolul 3 și spune în versetul 1 așa, Osea, reia problema de la început, dar față de ce ai făcut tu înainte, pasul tău a fost căsătoria. N-ai iubit-o, ai știut că e o femeie pângărită, dar acum du și iubești o femeie curvă. Capitolul 3 cu 1. Adică tu te recăsătorești cu ea, dar iubești-o. Și deci o să ia bine, Doamne, dacă așa e porunca, merge. Și, și o ia. Și o iubește. Și vine Domnul și zice, există un al treilea pas, o să că nu se poate, tu o iubești, ea fuge în alte părți. așa e poporul ăsta, aceasta e imaginea poporului acestuia. Dar există un al treilea pas pe care numai eu îl pot face, zice Domnul. Și în capitolul 2, de la versetul 15 în jos, de la 14 în jos, zice Domnul, eu vreau să intru, întâi să transform, apoi să pun iubire și apoi căsătorie. Asta o voi face eu între mine și popor. Nu poți, Osea, să te căstorești cu o femeie murdară din punct de vedere moral și să o iubești. Dar dacă eu îți dau iubire, vei putea să o și iubești. Dar nu îți va folosi la nimic pentru că ea se va duce pe căile ei. Știi ce va Osea? Eu o să o transform, și spune aici așa o imagine frumoasă, Valea Acor, o voi preface într-o într ușă a nădejdii. Ce înseamnă asta? În Valea Acor a fost executat Acan. Acolo a fost uh, delapidat, a fost lovit cu pietre. Și zice Domnul, femeile stricate trebuie ucise cu pietre conform legii lui Moise. Dar eu am nădejde și pentru o femeie stricată, cum spunea Sfântul Ieronim. Zice, un bărbat poate să facă dintr-o fecioară o femeie. Dar Dumnezeu nu mai poate să facă dintr-o femeie stricată o fecioară și să o pună în fecioara lui, adică în, în biserică. Ma Dumnezeu poate asta să o facă. Și uite aici pasul 3, zice Domnul, vale acord. acolo unde ea ar trebui să fie lovită cu pietre, acolo unde eu ca individ trebuie să fiu ucis, nu, nu, zice Domnul. Eu vreau acolo să aduc o ușă a nădejdii, fac transformare, după aceea dau iubire și după aceea te voi logodi cu mine, prin cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și vei cunoaște pe Domnul. Uite ce face Dumnezeu. Așa putem să ne aducem înaintea lui și să ne descelenim un ogor nou. Și zic Domnul să ne ajute. Apoi, privind în prezent, zice Domnul, semănați potrivit cu neprihănirea, ca să se cerați potrivit cu îndurarea. Uită-te în prezent, uită-te ce poți face tu acum, ești botezat din Domnul cu Duhul Sfânt, ești născut din nou, ceri de la Domnul roada Duhului să vină peste tine și Domnul să ne cerceteze pe toți. Fraților și surori, rămân la gândurile astea, dar vreau ca Domnul să vă cerceteze în continuare acasă, pe voi, pe mine în special. Și Domnul să ne dea sfânta pocăință ca să ne întoarcem la El. Amin.